A fost o glumă, a venit un prieten care știa și a făcut o glumă și mi-am dat seama de chestia asta și la un moment dat i-am tot zis să-mi zică că ar fi mai bine să-mi zică decât să ascundă chestia asta. I-am spus până la urmă că am înșelat-o. Cu greu, într-adevăr, dar n-a fost nimic special. Pur și simplu i-am spus direct ca să știu că scap de asta și cu speranța că va înțelege. Deși m-a supărat chestia asta, am putut să o gândesc rațional și să văd dacă el a continuat la fel, atunci ne-am fi despărțit. Dacă am văzut că el a fost o scăpare, să zicem, sau un moment de idioțenie din partea lui. Ultima oară când ne-am certat, cred că a fost cu curățenia. Da, aveam o problemă cu asta și problema e că noi când ne certăm, e foarte greu, că niciunul nu renunță și ajungem până la urmă, ori ne certăm foarte aprins pe subiect până renunțăm amândoi, ori continuăm așa până pur și simplu uităm de ce ne-am certat și ne împăcăm din nou. Nu chiar așa, mai mult cea genul de obicei, faza este că ajungem la un moment dat, chiar dacă în timpul cerții, deși amândoi sunt foarte orgolioși și încercăm să fim, nu că eu sunt mai bun, nu că eu nu vorbesc cu el prima dată, știi, eu nu, eu asta, el nu din nou, ajungem la un moment dat că amândoi să ne saturăm de tot orgoliu și asta și începem să vorbim și zicem ce ne supără și începem să fim sinceri unii cu alții. Avem un moment de luciditate. Avem momentul de luciditate care se întâmplă, frate, de ce ne certăm pentru un motiv efectiv stupid? Când putem să vorbim, o rezolvăm, fiecare zice ce o deranjează și pe care continuăm să fim fericiți.